O inimă de aur, de Oliver Goldsmith. Adaptare radiofonică de Nicoleta Toia. Bunul meu Jervis, nu te mai scuza atât pentru că mi-ai vorbit deschis. Nu pot să nu fiu sincer, Sir William. Dar sunt mâhnit că vreți să-l dezmoșteniți pe stăpânul meu. Nepotul dumneavoastră e un tânăr gentleman cum nu se poate, mai cum se cade. O lume întreagă îl iubește. Da, spune mai degrabă că el iubește lumea întreagă. Tocmai asta e greșeala lui. Din această lume întreagă la dumneavoastră ține cel mai mult, cu toate că nu v-a văzut de când era copil. Da? Dar ce preț mai are dragostea lui pentru mine când are o inimă deschisă oricărui om? Adevărat, adevărat, are o inimă prea bună. Acum râde cu unul, acum plânge cu altul. Dar nu vă supărați. Cui oare trebuie să-i mulțumească pentru această creștere? În niciun caz mie! Scrisorile trimise mereu cât am fost ocupat în Italia l-au învățat filozofia prevenirii greșelilor. O fi, n-o fi filozofie, în tot cazul, orice lucru îi cere cineva, îl și capătă de la el. Am văzut! Ascuns aici în casă, am fost martor la toate nesăbuințele lui și le găsesc la fel de nemărginite ca și risipa pe care o face. Dar el le dă la toate un nume atât de frumos. Risipa e mărinimie. Încrederea în oricine o numește bunăvoință generală. Săptămâna trecută s-a pus chezaș pentru unul pe care nici nu-l văzuse la față. Și a zis că trebușoara asta e un act de înaltă muniție sau cam așa ceva. Poate munificența. Da, da, mumificiție sau da, ce mai fi și asta? Vreau să zic că mărinimie, dar eu îi zic nebunie curată. Tocmai de asta vreau ca o ultimă încercare să-l întorc pe calea cea bună. Am pus mâna pe niște polițe și am de gând să-mi bag nepotul la apă ca să-l învăț minte. O să trimit un portărel să-l aresteze în locul datornicului dispărut și să-l las la răcoare o vreme, să vedem care dintre prieteni îi vine în ajutor. Mă duc chiar acum să aranjez lucrurile. Drum bun, Sir William, drum bun. Nu degeaba se spune că e unul din cei mai cum se cade oameni din Anglia. Ah, dar iată-l și pe nepot său. Această inimă de aur, un om care tot ce are pe suflet are și pe buze. Cam prostuț săracul. Și totuși, când face o poznă, parcă oamenii îl iubesc și mai mult. Hei, Jervis, ce vrei de la prietenii mei? Nu aveți niciun fel de prieten. Da, e atunci de la cunoștințele mele. Da, socoteala de la croitor, cea de la postăvar, încă una de la cămătarul ăla mărunt de pe ulița Strâmbă. Zice că tot nu a izbutit să-și recapete banii pe care i-ați luat de la el pentru nu știu cine. Nici eu nu știu. Știu doar cât ne-am zbătut noi să-i smulgem banii. Și-a pierdut răbdarea. Asta pierdere gravă, nu banii, asta. Mai aveți alea 10 lire pe care vreați să le trimiteți doctorului împovărat de copii din Fleet Street? Cu ele ați putea astupa gura cămătarului, cel puțin pentru o vreme. Da, Jervis, da, dar atunci cu ce are să umple doctorul gura copiilor săi? Nu o să fiu hain cu unul pentru că altul și-a pierdut răbdarea și nu-mi dă pace. Aruncați banii pe fereastră când vă fluieră vântul prin buzunare. Parcă văd cum se duce și averea domnișoarei Richland. Oh, și ce frumușică e. Vreau să spun averea. Uite așa o să ajungă în mâinile rivalului dumneavoastră. Dar nu sunt rivalul nimănui. Unchiul dumneavoastră din Italia se pregătește să vă dezmoștenească. Nu v-au mai rămas decât creditorii și o droaie de slugi pe care bunătatea dumneavoastră le-a făcut atât de rele încât nu o să mai poată sluji nicăieri. Cu atât mai mult înseamnă că vor rămâne în slujba mea, nu? De? Ce facem cu servitorul pe care l-am prins chiar eu, furându-vă vesela? Da, poate că ar trebui să-i dăm simbria și pașaportul. Pașaportul pentru spânzurătoare, ticălosul. Îl spânzurăm măcar ca să îi speriem pe cei. Nu, Jervis, nu. Destul că am pierdut farfurile să nu pierdem și un om. Nu. Mă rog. Adineauri a venit servitorul să se plângă de valet. Zice că el face toată treaba și deci merită simbrie mai mare. Da, e adevărat, are dreptate. Așa. Da, dar iată că acum vine valetul să se plângă de servitor. Păi așa se întâmplă. Când dau un stăpân rău, se ceartă cu el. Și când stăpânul e bun ca dumneavoastră, se ceartă între ei. Nicolașule!
Corașul, eu nu mai stau la dumneavoastră dacă sunt și Jonathan. De ce, ia zi. Ori vă lipsiți de, ori de mine. Asta-i. Dar ce vine are el bunul meu, Filip? Ia spune-mi. Păi, Corașule, că îmi place să trag la măzea și din pância lui o să mă stric și eu. Asta-i bună. Are haz de așa. Păi, sticlele mele de vin se duc văzând cu ochii. Și eu nu am văzut încă băutura să dispară altfel decât când e băută. Și cine s-o bea dacă nu o gură de om? Zic unii, beat ca un porc. Uite, eu n-am văzut porc care să bea altceva decât apă. Bine. Nu poți să-i sufăr pe vețin cu rașul. Bine, lasă, că hai să-mi povestești mâine, nu? Acum ia, du-te la culcare. Mai bine să se ducă la naiba. Dacă nu e cu supărare, nu mă duc nici la culcare, nici la naiba. Mă duc în pivniță. Am o groază de treburi pe acolo. Corașule, era să uit. Domnul Cracker așteaptă jos. Asta a venit să vă spun. Și de ce nu l-ai poftit sus? Să-l poftesc sus? Cu toată plăcerea, mai bine decât să-l poftesc jos în pivniță. Toată ziua bună ziua vine câte un Cracker dintre ăștia. S-a întors fiul său de la Paris și se dă peste cap să-l însoare cu domnișoara Richland, tânăra care ea e tutore. O fi, știindu-mă prieten cu ea, crede că o pot convinge. Dacă ați ține și dumneavoastră la dumneavoastră, măcar pe jumătate cât ține ea la dumneavoastră... Ia să țină la mine, vai, Gervis, visez. Nu, e o simplă prietenie. Recunosc că e cea mai atrăgătoare femeie care a aprins vreodată, în sfârșit... Eu n-o merit, nu? Ar fi nefericită cu mine. Eu, Jervis, ca prieten, mă voi strădui să-i asigur fericirea, chiar dacă prin asta ar fi să mi-o distrug pe mea. Să mor eu dacă am auzit o gogomă. Mărinimie mai mare. Domnule Hollywood, îți urez o dimineață plăcută, dar nu cred. Vai de mine, bunul meu prieten. Da, azi arăți îngrozitor. Sper că nu vremea asta îți strică dispoziția. De fapt, dacă vremea conțină, mă rog, eu nu zic nimic, măcar să se facă frumos. Chiar așa, mă rog, peste 3 luni de zile. Eu îți împărtășesc dorința, dar nu și temerile. Ce importanță mai are vremea când mi-e teamă pentru fiicele și nevestele noastre. Pe vremea mea, femeile erau bune la ceva, nu? Pe atunci cucoanele se îmbrăcau numai din lucruri țesute și cu sute de ele, dar în zilele noastre nimic nu mai e făcut de ele. În afară doar de buze. Chiar dacă neajunsul ăsta e răspândit acasă la dumneata, nu îl întâlnești nici la doamna Cracker, nici la Olivia, nici la domnișoara Richland, nu? Apropo, dragul meu prieten, mi se pare că nu le prea surâde logodna domnișoarei Richland cu fiul meu Leontine. Eu credeam că din potrivă e... Câteva sfaturi bune de ale dumitale date tinerei ar fi foarte binevenite. Știu cât de mult te prețuiești. Asta ar însemna să-ți uzurp autoritatea. Autoritatea mea acasă la mine? Dragul meu, nu mai sunt decât un fel de chiriaș în propria mea casă. E trist când marile bucurii ne aduc și mari frământări și că un spor al averii ne sporește și grijile. Vai, tocmai vorbele rostite de sărmanul Dick Dunfeld cu o săptămână înainte de a-și pune capăt zilelor. Auzi, domnule Honeywood, de câte ori te văd mi-aduc aminte de bietul Dick? Ce prieten fericios. De 30 de ani eram amici, totuși odată nu m-a rugat să-l împrumut cumperii măcar. Dar spune-mi, te rog, ce l-a putut face să săvârșească un gest atât de necugetat? Uite, stau și mă gândesc și nu... Nu știu. Unii oameni răutăcioși au spus că din cauza prieteniei cu mine, bietul Dick, s-a săturat de viața lui nenorocită. Fiecare din noi a plâns când a venit pe lume și fiecare zi ne arată că am avut dreptate. Extraordinar. Extraordinar, bunul meu prieten, este o adevărată plăcere să fii trist alături de dumneata. Fiul meu, Leontin, nu trebuia să piardă prilejul unei conversații atât de alese. Mă duc repede până acasă să-l aduc. Și ce-ar fi să-ți aduc și ultima mea scrisoare adresată magazinului de jucării? Ne putem distra grozav. Da, bine.
Bietul Cracker. Cred că nici în 3 zile n-am să-mi pot reveni după tristețea pe care mi-a adus-o. Și când mă gândesc la situația mea, la averea pierdută, la pasiunea mea fără speranță, la prietenii nenorociți, la dorința de a-i servi, de a-i... Spălaș-me! Lasă-mă! Spălaș-me! Ce? El a venit lumea și l-a spălaș-me! Cine? Doamna Cracker și domnișoara Ricilor! Se le mai pofte sus! Păi... Dar văd că s-au poftit singure! Da, văd că s-au poftit singure! Vă rog să mă scuzați, doamnelor, dar mă simt incapabil să împărtășesc veselia dumneavoastră. E așa de melancolie de parcă a fi prizat o doză din veselia bărbatului meu. Am avut... Dacă domnișoara Richland te iartă, trebuie să te iert și eu. Bine. Doamne, vreți să insinuați că aș avea pricini ascunse să-i refuz iertarea? Orice aș insinua, draga mea, nu te grăbi cu explicațiile. N-aș vrea să fie greșit interpretată vechea mea prietenie cu domnul Honeywood. Aveți dreptate, domnișoară. Prietenia este o legătură dezinteresată între oameni egali. Dragostea este o... relație între tiran și sclav. Nu cunosc om mai dezinteresat, mai capabil de o adevărată prietenie decât domnul Honeywood. Nici eu nu cunosc pe nimeni care să aibă mai mulți prieteni și mai ales prietene. Toate doamnele laudă peste tot. Domnișoara Oldbody mai ales se declară pe fază admiratoare a lui. Serios? Da. Nu știam, domnule, că ești așa de mult în grațiile doamnelor. Și e atât de frumoasă, cum se spune? Domnișoară, London nezii noștri, rare ori încep să laude frumusețea unei doamne mai înainte de a începe ea să-și o piardă. Dar n-ai uitat, sper că trebuie să vii cu noi la plimbare, nu? Da, regret, doamnă, dar am o întâlnire pe care nu pot amâna cu domnul Cracker. Cu soțul meu? Da. Atunci cu atât mai mult nu accept un refuz. Trebuie să vii cu noi. Știi că nimeni nu mă face să râd ca dumneata. Mă rog, dacă trebuie, nu. Dacă găsiți dumneavoastră glume, eu am să găsesc poftă de râs, vă păcătuiesc. Dar să așteptăm dincolo până vine trăsura. Poftiți, poftiți. Jervis! Uite-i cum pleacă vesel și fără griji. Scumpă Olivia, ce n-aș da să văd că le împărtășești distracțiile și veselia? Cum aș putea, dragă Leontin, să fiu veselă când m-a pus atâtea griji? Teama de a fi descoperită, teama de judecata lumii întregi când voi fi dată de gol. Tu ai fost trimis în Franța să-ți aduci sora acasă și în loc de sora ai adus... O fată mai scumpă decât 1000 de surori. Sunt convins că o va îndrăgi la fel și restul familiei când vom crede că e cazul să dăm lucrurile pe față. După cum știi, sora mea adevărată locuiește încă din copilărie la o mătușă din Lyon, așa că e ușor ca toată familia să te ia drept. Da, dar dacă scrie cumva ea sau mătușa vreo scrisoare? Mătușa nu scrie niciodată, iar sora mea nu mai e mie. Și cum rămâne cu domnișoara Richland, pe care ți-a hărăzit-o tatăl tău? Nu vei stârni bănuiel dacă o refuzi? Ei, tocmai asta e lovitura mea de maestru. Am hotărât să nu refuz, ba chiar am consimțit să mă duc cu tata la ea ca să-i ofer inima și averea mea. Inima și averea? Ei, nu te alarma, scumpa mea. Sunt sigur că ea e îndrăgostită de domnul Honeywood. Și dacă ea refuză, poate smulg consimțământul tatii pentru a-mi alege singura mireasă. Bine, mă supun și totuși, dragul meu Leontin... Mărturisesc că voi fi geloasă pe ea. Dacă meritele și darurile care mi-au cucerit mie inima o vor mișca și pe ea. E cumoara vieții mele. Dar să nu inventăm necazuri imaginare când avem să dăm piept cu atâtea supărări adevărate. Așa-i. În cel mai rău caz, dacă domnișoara Richland ar accepta sau dacă tata mi-a refuzat iertarea, mă aleg doar cu o călătorie în Scoția și... Nu ai fost, băieți, dar căutat peste tot. Prietenul meu, Honeywood, mi-a spus lucruri minunate pe care trebuie să le auzi și tu. De-o fi l-am lăsat pe aici pe undeva. Tată, cred că-l găsește în camera vecină. Se pregătește să iasă cu doamne. Nu-mi vine să-mi cred ochilor și urechilor. Ce veselie infernală! Ce tristă trecere de la lacrimi la râs. La ce m-aș putea aștepta de vreme ce e acolo și nevastă mea? Dacă ai atâtea obiecții împotriva soției dumitale, cum îmi mai poți recomanda atât de călduros să mă însor? Ți-am mai spus, băiete, oricâte supărări ți-ar aduce o nevastă, banii ei
îți aduc totdeauna alinare. Și averea domnișoare Richland nu trebuie să iasă din familia noastră. Bine, bine, tată, mă supun voii dumitale. Sunt gata să mă însor cu ea. Numai nu știu dacă are vreo înclinație spre mine. Am să-ți spun eu odată pentru totdeauna cum stau lucrurile. O parte din averea imensă a domnișoarei Richland este constituită din bonuri de tezaur pe care bunul meu prieten, domnul Lefty, mă asigură că le voi putea încasa. Însă, după testamentul tatălui său, ar pierde jumătate din ele dacă nu se mărită cu tine. Așa că dacă te respinge, tot pune mâna pe jumătate din avere. Dar dacă te acceptă, pune mâna pe toată averea. Ei, și pe deasupra, și pe o fată frumoasă. Da, consimțământul reciproc, spuneai, este prima cerință a fericirii în căsnicie. Da, da, și voi amândoi aveți de făcut o alegere reciprocă. Ea are de ales între căsătoria cu tine și pierderea unei jumătăți din avere, iar tu ai de ales între căsătoria cu ea și plecarea din casa mea fără niciun sfanț în buzunar. Bine, tată, dar un fiu unic la părinți ar putea să se aștepte la ceva mai multă indulgență. Și un tată unic la fiul său se așteaptă la mai multă ascultare. Și pe urmă, oare sora ta aici de față, care în viața ei, chiar dacă nu ne-am văzut de peste 10 ani, nu mi-a dat nici cel mai mic semn de nesupunere. Nu are și ea aceleași drepturi ca și tine? Olivia, dragă, frate, tu e un câine câinos care vrea să ia el totul. Dar n-o s-o poată face pentru că și tu trebuie să ai partea ta. Tată dragă, nu m-aș bucura de niciun adaos la averea mea care să fie smuls din a lui. Bravo, 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 îmi place, ești un copil bun. Da, lasă asta acum și vino cu mine să vedem ceva care o să ne facă o adevărată plăcere, te asigur. Bătrânul Ragins, fabricantul de țesale, e acum pe năsălie și mi s-a spus că e un mort splendid și sicriu, și că este ceva așa, îi vine turnat. A, da, mi-a fost bun prieten și cum totdeauna trebuie să facem asemenea gesturi amicale, mă bucur strașnic că îl pot însoți pe ultimul său drum. Cum nu-i sunt eu. Mi-a spus totul chiar servitorului, de la care pot afla orice. În loc să se ducă la Lyon, să-și aducă sora, care stă acolo de 10 ani la mătușa lor, da? S-a dus numai până la Paris. Acolo a văzut-o pe tânăra asta și s-a îndrăgostit de ea. De altfel, e de familie foarte bună. Și a adus-o în casa tutorului meu ca pe fica lui? Tocmai. Da, bine, dar nu-și dă seama totuși că nu e fica lui. După atâta vreme, fetița a crescut, e domnișoară. Și chiar o să-i fie fică până la urmă, dacă domnul Crocker nu consimte la căsătoria lor, are să facă nunta în Scoția, unde nu s-o preliști. Mărturisesc că pe mine m-au păcălit. Puteam să-i jur că-i sora lui Leontin. Și ce serioasă e Olivia. Eu i-am dezvăluit tainele mele și ea și rata a ținut-o ascunsă. Păi chiar ei. Așa, domnișoară Richland, cum putea să-și încredințeze ea tainele unei persoane care nu știe să-și le păstreze pe ale ei? Se pare că tânărul Leontin se va preface că mă cere de soție. Trebuie să vină dintr-un moment în altul. Știi, dacă îl refuz, pierd jumătate din avere. Dar ce altceva puteți face când sunteți îndrăgostită de domnul Honeywood? Ce? Prostii! Dar ce vrei să spui? Vreau să spun bună prietenă cu el. Am zis doar, nu m-am referit decât la o prietenie care poate să ducă la o căsătorie. Altceva nimic? Da, îi sprevește. Uite că vin. Iartă-mă, tată, că par a șovăi înainte de a pune o întrebare atât de importantă, domnișoare Richland. Fiule, stăpânește-ți temerile. Ai ajuns atât de sfios încât s-ar crede că ți-ai schimbat sexul. Ți-am spus
spus doar că trebuie să obținem ori tot, ori jumătate. Ce stai? Ce stai? Atunci încep eu. Domnișoară Richland, cred că ai ghicit ce ne aduce la dumneata. O chestiune despre care îți va vorbi pe larg fiul meu aci de față și care privește îndeaproape fericirea dumitale. Nu m-am îndoit niciodată de afecțiunea dumneavoastră, domnule Crocker, și sper să nu vă rămân datoare. Nu, despre asta e vorba, draga mea, scumpa mea. Nu. E vorba de altfel de dragoste decât a mea. E vorba de un îndrăgostit. Iată-l, domnișoara Richland. Însăși înfățișarea lui mărturisește forța pasiunii pe care o are în piept. Hai, ridică ochii, frumosule. Și pe urmă, dacă le-ai văzut cum l-am văzut eu, vorbind singur, în monologul și în versuri albe, haide, fă-i ochii dulci, uneori melancolic, alteori pierdut în gânduri, hai, zâmbește-i, frumusețe. Mă tem, domnule, că și acum e tot pierdut în gânduri, pentru că altfel declarația asta s-ar fi cuvenit să vină din partea lui. Dar trebuie să recunosc că o sfioasă neîncredere mă atrage mai mult decât magia cuvintelor. O propunere făcută în tăcere e adevărata erocință a sincerității. Domnișoară Richland și-a uitat limba. Tăcerea a devenit limba lui maternă. Și trebuie să recunoaștem, domnule Crocker, că o vorbește destul de curgător. Nu-i așa, domnule Leontin? Dracu să mă ia să vedem dacă sfiala o atrage, poate o brăznicie are să o dezguste. Tatăl meu, domnișoară, îmi spune că preasupusul dumneavoastră servitor nu vă e cu totul indiferent. Tatăl meu vă admiră, eu vă ador și când ne vom uni, nu mă îndoiesc pe legea mea că vom fi cea mai fericită pereche de miri din Anglia. Să mă las oare flatată de iluzia că gândiți ceea ce spune? Cum? Vă îndoiți de sinceritatea mea, domnișoară? Jur pe însăși ființa dumneavoastră scumpă. Întreabă-l pe viteaz dacă dorește gloria. Întreabă-l pe laș dacă tânjește după siguranță. Întreabă-l pe avar dacă iubește banii. Întreabă-l pe prost dacă știe să spună prostie. Fiul meu, ce rost au atâtea întrebări dacă nu-ți poate da nimeni un răspuns? Mai bine întreabă pe domnișoara Richland dacă acceptă să te facă fericit. Vai, domnule, dar ardoarea lui aproape că mă silește să consimt. Dar mi-e teamă să nu disprețuiască un consimțământ câștigat cu atâta ușurință. Nu-i așa, domnule Leontin? La dracu, aș, câtuși de puțin, domnișoară. Și totuși nimic n-aș evita mai mult ca silnicia într-o problemă ca asta. Pentru nimic în lume, domnișoară, voi rămâne generos și vă voi lăsa libertatea de a refuza. Nu, ți-am spus, băiete, că domnișoara n-are libertatea de a face ce vrea. Vezi bine că dânsa nu zice nimic. Tăcerea? Ce înseamnă acceptare? Nu, tata, pomenit de silnicie. Gândește-te la sălbăticia de a o constrânge în ciuda înclinațiilor ei. Dar nu e vorba de nicio sălbăticie. Nu știi că fetele au totdeauna un fel al lor de a vorbi pe ocolite, chiar când spun da, dacă sunt alții de față. Așa că hai. Duceți-vă împreună dincolo și să fiu al naibii dacă o să vă întrerupă cineva gurile voastre de porumbei. Bine, tată, dar trebuie să te rog să insist. Ieși afară, cățelandrule, că altfel o să insist eu să-ți tragă vreo două. Ce să mă mai mir, băiatul ăsta calcă întru totul pe urmele maicăsii. Bărbate, aici erai. Uite ceva care sper să te facă în sfârșit să mai și zâmbești. Fac prinsoare pe doi gologani că nu o să mă înveselească deloc. O scrisoare. Și fiindcă am recunoscut scrisul, am îndrăznit să o deschid. Poftim. Cum poate să mă bucure faptul că am deschis scrisoarele? Hai, de la sora ta din Lyon. Aduce vești bune, citește-o. Ce plic franțuzit. Sora mea asta are 1000 de calități, dar nu știe măcar să împăturească o scrisoare ca lumea. E două încolo de împăturitură. Citește ce scrie. Drag Nic, un gentleman britanic cu o mare avere face de câteva vreme propuneri tainice, dar onorabile, fiicei tale Olivia. Se iubesc foarte mult și am aflat că ea și-a acceptat propunerile fără a da de știre nimănui din familie.
Întrucât oferte atât de bune nu pică în fiecare zi, cred că bunul tău simț, marea lui avere, așa, și considerentele de familie, te vor îndemna să o ierți. A ta soră iubitoare, Rachel Cracker. Într-adevăr, vești bune. Dar cu câtă viclenie s-a purtat și reasta de când s-a întors acasă, n-a scos o vorbă și totuși mi s-a părut mie că ascunde ea ceva. Ei bine, dacă și-a ascuns dragostea, n-o să-și ascundă și nunta, nu? Vreau măcar ca asta să fie publică. Nunta e partea cea mai tâmpită din toată afacerea. Niciodată n-am să o fac pe femeia asta să gândească la ceea ce cu adevărat serios într-o căsătorie. Dar n-ai fi vrut să mă gândesc la mormântare. Ce frumoasă înmormântare am văzut eu la viața mea. Dragul meu, nu uita cât îmi datorezi. Te-ar fi cunoscut vreodată domnul Lefty, care a aranjat treburile cu moștenirea domnului Richland, dacă n-aș fi fost eu la mijloc? Omul ăsta mic, din umbră, trage sfori mari. Oh, domnule Duvardieu! Monsieur Crocker, un mesaj important de la monsieur Lefty. Instamment vine la înălțimea voastră. Vine! Mai are de dat 4-5 instrucțiuni, de citit 2-3 raport de vizitat în ambasador. Și vine la dumneavoastră dans quelques instants. Vezi, dragă, ce multe obligații are. Bine, prietene, spune stăpânului dumitale că suntem foarte onorați de această onoare cu care ne... asta ne onorează. Ui, madame... Ce creștere alea! Da, ce mă uimește la el e că, deși împarte posturi la toată lumea, nu-și poate găsi și lui unul. Poate din cauza firii lui nobile. Oamenii deosebiți nu se mulțumesc cu orice. A și sosit! Numai un mare dregător ca el bate așa de tare. Eu te las să-l primești, iar eu mă duc să o cer pe micuța noastră Olivia, pentru că a vrut să se căsătorească în taină. Dar trebuie să mă prefac supărat, pentru că altfel ar putea să înceapă și ea să-mi nesocotească. Păi, dar mult mai vorbesc, domnule Cracker! Magile mele, doamne! Scuzați, Duvardieu! Și dacă vine cumva ambasadorul Veniții sau marchizola Piticus, nu sunt acasă, ci naiba doar nu stau oricând la dispoziția lor, ai înțeles? Da! Stimată doamnă, am izbutit să mă sustrag un moment. Scuze, Duvardieu! Și dacă sunt gata de peșere către senioria sa, să fie trimise de îndată! Sunt foarte importante, ai înțeles? Signoria sa, stimată doamnă, vă cer de 1000 de ori iertare. Această onoare! Scuze, doamne. Dacă devine persoana aceea în legătură cu postul acela, spune că s-au făcut hârtiile. Că despre petiția vechea lordului, poate să mai aștepte. Ai înțeles? Doamnă, vă cer iertare. Am trecut doar să-mi exprim fericirea de a mă bucura de onoarea de a mi se permite a mă declara al dumneavoastră prea servil umilitor. Pardon, prea umil servitor. Săr, fericirea și onoarea sunt de partea mea. Oh. Și totuși mă gândesc că jefuiesc marele public lipsindu-l de prezența dumneavoastră. Au dat de-l încolo de public, doamnă, când e vorba de a sta în fața unei frumuseți. Sincer vorbind, nu ne compătimiți puțin pe noi ăștia ocupați cu afaceri. Iertați-mă, sir, treburile împăraților sunt plăcute, zice Waller. Waller, ăsta cine este, un deputat? Nu, sir, nu, un poet modern. Un modern? Da. Noi ăștia mari dregători nu-i prea prețuim pe moderni. Că despre cei vechi nu prea avem timp să citim. Iată, eu de pildă habar n-am de nicio carte. Nu, da. Și totuși când e vorba de o autorizație pentru negoț cu pește sau desfundat haznalele, nu-mi vine greu să vorbesc și 3 ceasuri. Un om de valoare, dumneavoastră, poate fi atât de modest. Dacă vorbiți de modestie, doamne, atunci... recunosc că sunt vrednic de laudă. Modestia e slăbiciunea mea. Apropo de slăbiciuni, ați auzit ce s-a întâmplat prietenului nostru, Honeywood? Da, trebuie să intervin și pentru el. Sărmanul? Da. Un accident? Și e ruinat, da. Ruinat? Creditorii l-au pus la popreală în propria lui casă. L-au închis în casa lui? Da. Vai, îmi pare foarte rău pentru el. Da, și mie. Avea într-adevăr o inimă de aur, însă altă calitate nu cred să mai fi avut. Nu. Uitați, domnișoara Richland are cu totul altă părere despre el.
Mă tem chiar că îl iubește. Oh! În ciuda defectelor lui. Îl iubești? Mm. Vai de mine, vai de mine. Trebuie vindecată cu orice preț de această boală. Ce spune dacă am trimit-o la el chiar acum când se află în situația asta nenorocită? Oh, știu și eu, Păcadia. E foarte frumușică și are o avere și mai frumușică. A, pe cinstea mea, doamnă, mă interesează domnișoara Richland. Și dacă... și dacă... Adică ce să vă spun direct? Adică să stricăm orțul pe gâște, nu m-aș da în lături să o iau chiar de nevastă. Oh, oh! Olivia, Olivia, liniștește-te. Crede-mă că aveam toate motivele să mă aștept la un refuz din partea domnișoarei Richland, pentru că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să-l merit. Probabil îți apreciază calitățile. Nu, te înșel, draga mea, nu i-am dat niciun motiv de apreciere. Să vedem acum ce e de făcut. Prea multă vreme m-am prefăcut. Să știi că pentru nimeni altul n-aș fi fost în stare să îndur atât. Uite, să știi că am vorbit cu tata și... nu știu, după vreo două vorbe care au scăpat din gura, aș zice chiar că știe ceva de legătura noastră. Bine, dar asta ar fi o fericire prea mare. Uite, sunt convins că dacă tu l-ai informat de situația noastră, ar fi dispus să ne ierte, știi doar că te iubește. Uite-l că vine tocmai la timp. Fi hotărâtă, scumpa mea, Olivia. Eu mă retrag, dar am să trag cu urechea ca să pot interveni la timp dacă va fi nevoie. Trebuie să o iert. Dar să nu arăt că o fac prea ușor. Hai, cum tremur când se apropie. Pot să îndrăznesc? Nu te teme, fetițo. Când țin la cineva, nimic nu mi se pare o îndrăzneală. Ce favoare! Mi-e martor cerul că aș face orice ca să o merit. Și ai și reușit, șmecherițo. Cum știi tu să te faci plăcută tuturor? Zău, dacă nu mai putea face să ierte oricine, numai să nu fie o vină prea mare, bineînțeles. Vai, vina mea e... când o să o afli... Dacă ți-e așa de greu să o mărturisești, cruță-ți osteneala. Știu vorbă cu vorbă ce vrei să-mi spui. Cum? Strângăriță, voiai să te măriți în taină? Ba să zic că eu nu merit să fiu ascultat nici atunci când e vorba de o căsătorie în propria mea familie. Ba să zic că eu sunt un oarecare, a? O mobilă nefolositoare în casa asta. O, mi se rupe inima când nu văd cât o mâhnesc. Eram pregătită să fiu martora mâniei dumitale și... pierdusem speranța de iertare chiar înainte de a îndrăzni să ți-o cer. Să știi, Olivia, că nu trebuie să-ți pierzi niciodată speranța. Cu toții suntem datori să ne dăruim la mai bine. Pot oare să mă aștept vreodată la iertare? Speranțele m-au înșelat prea multă vreme. E bine, copila mea, de data asta nu o să te mai înșele. Te iert chiar în clipa asta. Ești într-adevăr fiica mea. Ce fericire! Bunătatea dumitale mă copreșește. Întotdeauna am fost împotriva severității față de copii. Doar am fost și noi tineri și fără minte. Câtă mare inimie. Ai putea oare uita toată prefăcătoria? Dar unde s-a văzut o fată care să nu se prefacă atunci când e vorba să pună mâna pe un soț? Nevastă mea și cu mine nu ne-am fi căsătorit noi niciodată dacă nu ne prefăceam puțin la început. Voi avea grijă pe viitor să nu mai pun la încercare asemenea mare inimie. Cât despre părtașul la vina și nebunia mea, pot să răspund pentru el cu... Gândi să răspund singur. Ce? Sir, dă-mi voie să-mi exprim recunoștința pentru această iertare nemeritată. Cum? Acum pot să mă laud că am cel mai indulgentată din lume. Dar pe tine, băiete, cine te-a chemat aici ca să faci pe tragedia lui? Ce legătură are recunoștința ta cu întâmplarea de față? Cum, tată, când îți datorezi atâta, nu vrei să împărtășești fericirea pe care ai prilejuit? Dar putem fi destul de fericiți fără să te bași tu în ciorbă. Nu știu ce a avut băiatul ăsta, toată ziua de dimineață a început să se bată cu pumnii în piept. Oare fericirea de a mă cununa cu Olivia mea e un lucru atât de neînsemnat? Ce să faci? Auzi, să se curune cu propria lui soră, dar nu că asta și-a ieșit din minte. Cum, sora mea? Băi, cum am înșelat lui? Ce fi vrut să spună prostăvanul ăsta? Probabil nimică. Ce vrei să spui, mă, gagauză? Vreau să spun, tată, sir,
numai când surioara mea se va cuna, când voi juca la nunta ei, când adică am să o văd măritată. Păi las-o mai întâi să se mărite. Mai bine te-ai gândit să joci mai întâi la nunta ta, că tocmai pregătesc scrisoavele pentru căsătoria ta cu domnișoara Richland. A? A, ce s-a mai întâmplat? Ce s-a întâmplat? Credeam că v-am făcut fericiți pe amândoi. Ce este? Da, sir, nu mai putem de fericiți. Da, da, ce este, dragă? Ai vreo presimțire, copila mea? Eu sunt foarte tare în presimțire și uite că acum nu presimt nici. Da, nu presimt absolut. Ce mai fi însemnând și comedia asta? Nu știe ceva, dar să mor dacă înțeleg ce... Dar sunt sigură că e vorba de legătura dintre noi. No, orice ar fi, scumpa mea, sunt hotărât să plecăm în Scoția chiar în seara asta. Prietenul meu, Honeywood, mi-a promis sfatul și ajutorul lui. Domnule Honeywood, să știți că la viața mea am arestat oameni și mai mari ca dumneavoastră. Da. Nu trebuie să o luați ca pe o rușine. Eu deschid pe oricine din acest oraș să-mi arate un om cu o meserie mai nobilă ca aceea de portărel. Da, fără îndoială, domnule. Am uitat cum vă numiți. Dar cum puteți uita ceva ce n-ați știut niciodată? Da. Îmi dați voie să vă întreb cum vă numiți? Vă zău. Atunci vă rog să-mi spuneți, cum vă numiți, domnul meu? Dar nu v-am făgăduit că o să vă și răspund, nu? Glumele nu spar capetele, cum spunem noi, autoritățile. Mă cheamă Timothy, Timothy Twitch. Și acum că-mi cunoașteți numele, ce mai aveți de spus, ha? Absolut nimic. Bunule domn Twitch. Twitch. Da, v-aș cere doar să-mi faceți un hatâr, atâta tot. E bine, un hatâr e mai ușor de cerut decât de făcut, cum zicem noi, autoritățile. Eu unul am jurat să nu fac hatâruri. Da. Vreți să-mi calc jurământul? Rugămintea mea va veni însoțită de unele recomandații. Încât cred că veți renunța la unele scrupule, nu? N-aș vrea ca povestea asta să ajungă la urechile lumii, așa că aș vrea să vă țin câteva zile pe lângă mine, atât pe dumneavoastră, cât și pe bunul dumneavoastră prieten aici de față, până îmi plătesc datoriile. O să-mi arăt recunoștința cum se cuvine. E, asta e altceva. Da. Jurământul meu îmi dă voie să primesc. Da. Un om cinstit trebuie să se aleagă cu ceva de pe urma muncii. A, domnul meu, oamenii de toate profesiile trebuie să trăiască, iar adumitale este foarte, foarte necesar. De la un gentleman adevărat, accept banii ca să nu-l mai văd chiar și 10 săptămâni la rând. Blândețea e o virtute, domnule Tuci. Ce virtute? Comoară, domnule, și încă mare. Îmi place să văd un gentleman cu inima largă. Dacă s-ar pune cap la cap tot ce am pierdut din cauza inimii mele blânde, s-ar face... Să lăsăm asta. Da, sigur. Dacă ai făcut un bine, n-ai pierdut nimic, domnule Twitch. Nimic n-ai pierdut. Omenia, sir, este un juvaier. Da, să mai spună careva că cei din breazla noastră nu avem omenie. Iată, da. Micul Flemingen, da. Ajutorul meu, da. Are nevastă și 4 copii. O liră, 2 acolo i-ar fi de mare folos. Da. Și cum mie nu-mi dă mâna să manifest personal omenia față de el, vă rog respectuos să o faceți dumneavoastră în locul meu. Ah, da, 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 da. Recomandația dumneavoastră e foarte serioasă. Poftim, poftim. Să trăiți? Să trăiți 1000 de ani. Da, da, ia, ia. Sunteți un gentleman. Văd că știți cum să vă cheltuiți banii. Dar să trecem la afaceri. Presupun că vom rămâne aici ca oaspeți și prieteni ai dumneavoastră, nu? Ce se întâmplă dacă vine lume să vă vadă? Uite, micul Flemingen are o înfățișare plăcută, dar
nu prea are haine. Da. Da. Ia, uite, uitați-vă, uitați-vă ce buzunare găurite are. Da, da, da. Așa este. Sir, da? A venit domnișoara Richland. Așteaptă jos. Oh, ce ghinion. Roagă să aștepte puțin. Da, da. Dragul meu, Filip, da? Trebuie să îmbunătățim înfățișarea acestui domn Flanagan. Da. Dă-i repede un costum de-al meu, cel maro cu fir de argint. Da, 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 da. În ziua voastră l-a dăruit deja gentlemanului acela care cerșește și face versuri, pentru că era ca nou. Ah, da, da. E, atunci dă-l pe cel alb cu auriu. Da. Da. Atunci poate pe acela la înălțimea voastră am îndrăznit să-l vând, e, pentru că nu era puternic. Da, bine, bine. Dar te nimic? Dă-l pe cel din tâi care ține la îndemână. Uite, pe cel albastru cu auriu. Cred că domnul Flanagan i-a stat foarte bine în albastru. Așa, da. Să mă ia dracu dacă nu i-ar sta în orice culoare. Să vedeți că eu să-l îndrăgiți. În cele patru vânturi, dacă ați căuta, nu veți găsi un cercetaș mai bun ca el. Adulmecă la fel de bine ca un câine de vânătoare și scormonește ca o nevăstuică. Da? Era maestru de ceremonii. L-am luat ca să mă însoțească. Da. Oh, bravo! Bravo, Flanagan! Stă așa de bine, încât cred că nu m-aș jena să pot și eu un costum din preța. Bine, bine, bine. Dragă domnule Twitch, v-aș ruga când vine domnișoara. A, nu, nu! Nu vă temeți, domnule. Să nu... Știm și noi să purtăm o discuție. Așa se... Unii vorbesc într-un fel, alții într-alt fel. Asta e singura deosebire dintre oameni. Domnule Halliwood, o să te surprindă vizita mea, dar am ținut să-ți mulțumesc pentru mica bibliotecă pe care mi-ai procurat-o. Nu-i nevoie de mulțumiri, domnișoară. Dimpotrivă, eu îți rămân obligat pentru poruncile ce mi le-ai dat. Dar să luăm loc. Dăm voie să-ți prezint pe cei doi dintre cei mai buni prieteni ai mei, domnul Twitch și domnul Flanagan. Luați loc, domnilor, luați loc. Cine ar putea fi indivizii ăștia ciudați? Mă tem că e adevărat ce am auzit despre punerea lui la popreală. Frumoasă vreme! Pentru vremea asta anului. Da, a naibii de bună vreme pentru un blat prin țară. Da. E sigur că dumneavoastră ofițerii aveți mare trecere la cucoane. Știți, domnișoară, prietenii mei au avut de îndeplinit unele misiuni tare neplăcute, așa că frumusețea trebuie să răsplătească strădanile bravi. Da. Da. Domnii servesc în marină, nu? Cum? Cine? Da, a, nu, da, 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 nu, din când în când servești și prin porturi, adică un serviciu foarte primejdios. Așa am auzit și eu. În porturi. Uneori mă întreb de ce atâtea exemple de bravură își găsesc în Anglia atât de puțini scriitori care să le laude. Da. Scriitorii francezi, mâncă arciorile de franțuși cu parlevurile și cu toate celelalte farafastele. Domnule! Stai la, uite că mai văd, domnule Flanagan. Bravo, bravo, un adevărat ofițer britanic nu se mulțumește să-i învingă pe franțuși. Trebuie să-i și o cărască. Bravo! Domnule, vă rog să-l iertați pe prietenul meu, dar e ce face? După cum scrie la lege, numai regele poate ierta. Pentru că dacă luăm cazul... Înțeleg, foarte, bine, înțeleg foarte bine ce mi se spui, domnule. Înțeleg, eu înțeleg. Nu, nu, Cunoaște-le, domnule, un clijă și vrea să vorbească cu dumneavoastră de urgență. O, Leogine, la țancă. Dragă domnișoară Richland, te rog să mă ierți și să ierți și pe prietenii mei câteva minute. Da. Sunt aici destule cărți cu care să te poți distra. Haideți, domnilor, poftiți, după dumneavoastră, vă rog. Nu, 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 unul în față și altul în spate. Vă rog, poftiți, domnișoară, vă rog să luați, alegeți ce vă place, poftiți aici. Domnișoară Richland, ah, diamanta, aici erai. Spune-mi ce înseamnă oare toate astea. Ce poate să însemne, domnișoare, decât ce te-a trimis să vezi aici domnul Lefty? Acești indivizi, cărora dânsul le spune prieten și ofițer, sunt ori ofițeri de jandarmi, ori portării. Așa, să știi că așa este. Dar ce mă mir, stăpână, e că avocatul pe care l-ați spus să-i plătească datoriile și să-l pună în libertate, încă n-a făcut-o până acum. E drept însă că ăștia sunt mai grăbiți să te bage la apă decât să te scoată. Nu mă așteptam ca domnișoara Richland să intervină și să-mi strice toate planurile. Doamnă!
Pentru că eu sunt persoana care ar putea emite pretenții asupra stăpânului acestei case, sper că mă veți ierta dacă înainte de a-l pune în libertate am vrut să vă cunosc personal. Îmi face mare plăcere să văd că printre atâția prieteni care nu fac doi bani, a făcut și o achiziție de valoare. Trebuie să existe vreo patimă dulce care o îndeamnă la această mărinimie. Vreau să vă împiedic să păgubiți din pricina bunătății. Grija dumneavoastră pentru mine, domnule, este de prisos. Draga mea, ai în fața dumitale o persoană care a purtat tot atâtea griji intereselor lui Honeywood. Sunt unchiul lui. Sir William Honeywood, mă uimiți. Mi-e teamă să nu mă credeți prea îndrăzneață cu serviciile pe care i le-am adus. Nu te scuza, domnișoară. Atât numai că eu nu mă văd în stare să le plătesc. Și totuși, în ultima vreme, mi-am dat tot interesul pentru a te servi. Aflând că ai o petiție la guvern, am pus o vorbă bună pentru dumneata, măcar că nu m-ai rugat. Vă rămân foarte îndatorată, dar tutorele meu a recurs la serviciile altui gentleman care îl asigură de succes. Domnul Lefty, care tocmai trebuie să vină aici. Te asigur că oamenii de bine cunosc mai degrabă promisiunile domnului Lefty decât caracterul său. Gardie, dă drumul drăsurii că am să mă duc la alteța sa cu o leptică. Uite-l cu ce tupeu intră aici. Eu rămân incognito ca și până acum. Uite și pe domnișoara Richland, punctuală, ca de obicei și promptă la chemările carității. Îmi pare rău, domnișoară, îmi pare rău că se pot întâmpla asemenea lucruri tocmai unui om pe care eu l-am prezentat peste tot ca pe o cunoștință de neam mare. Aveți iarta de a împărtăși nenorocirile altuia. Scumpă, domnișoară, mă știți ce săritor sunt, dar în cazul lui e foarte greu, foarte greu. Poate printr-o subscripție publică am putea face ceva pentru el dacă aș duce eu lista. N-aș putea strânge bani de la vreo câțiva duci, de la vreo duzină de lords și cam de la jumătate din membrii Camerei Comunelor. Și dacă el respinge oferta unui patronaj atât de puternic? Atunci ce putem face? Domnișoară, știți că eu nu fac nicio promisiune. De vreo două ori am încercat să servesc niște afaceri, dar după cum i-am spus și unchiului său, Sir William Honeywood, e imposibil să te înțelegi. Unchiul său? Da. Îl cunoașteți? Sigur, sigur. Adeseori îi spuneam, dragă Sir William, aș face orice pentru a servi familia, dar nu pot procura slujbe de prim rang unor oameni de mâna șaptea. Da, am auzit de Sir William Honeywood, parcă are o misiune în străinătate, nu? Exact. Păi eu i-am procurat postul pe care l-are. Serios? Da, sigur, sigur, dar cine altul? Băi, dar asta a fost o mare amabilitate, domnule Lefty. Ei, țineam la el, era foarte amuzant. Nimeni nu era mai potrivit pentru a ține toasturile la club și nimeni nu avea capul mai tare. Capul mai tare? Vreau să spun că nimeni nu-și pierdea mai greu capul la beție. Da. Mi-a fost tare recunoscător și recunoștința, știți, ascunde o mulțime de defecte. Aud că are o funcție înaltă. Înaltă, un fleac pentru noi. Din păcate nu avea destulă demnitate ca să ocupe un post mai înalt. Demnitate personală sau o prestanță fizică? Aud că e cam de statura mea și cam la fel de gras. Da. Dacă domnul Lefty vă e prieten, domnișoară, n-ar putea fi de mare folos prezentându-mă lui Sir William. Aud că tocmai s-a întors din Italia. Domnule Lefty, dumnealui îmi rezolvă niște afaceri. Da. Sper că vei fi amabil să mă ajuți. Eu nu trăiesc decât pentru a vă servi, domnișoară. Căutați-mă, stai să vedem. Da, săptămâna viitoare. Păi, dacă nu o facem acum, pierdem prilejul. Mă rog, dacă trebuie să o facem imediat, dar... La naiba, tocmai acum am buc lucrul acela cu afacerea Pansacola a lordului Grieg și trebuie să mă ocup de ea altă dată. O simplă scrisoare ar fi de ajuns. Nu, mie îmi place să vorbesc cu el așa, față în față. Nu-i nevoie. Ba da, domnule, la naiba, nu cumva aveți pretenția să mă îndrumați în chestiuni de afaceri. Adă scumpe,
Domnule Lefty, pretenția nu e atât a dumnealui cât a mea, dacă poruncile mele... Oh, poruncile dumneavoastră ar putea să provoace chiar o dezbatere în cameră la miezul nopții. Da, în fața unei puteri atât de constituționale sunt ascultător și supus. Va avea scrisoarea. Oh. Dar unde e secretarul? Dubardier! Și totuși cred că dacă vorbeam mai întâi cu Sir William... Dar mă rog, să mergem, să mergem. Și Lefty e unul dintre pricopsiții lui nepot meu. De mascare în rușinatul ăsta, poate îl va trezi la realitate. Hei, Jarvis! Jarvis! Da. Unde este până tău și nepotul meu? La capătul puterilor, după câte cred. Abia a ieșit dintr-o încurcătură ca și intrat în alta. Cum așa? Abia a scăpat de portărei din casă și acum se străduiește să-l ajute pe fiul bătrânului Cracker să se însoare pe furiș cu domnișoara pe care a dus-o în casă, dând-o drept sora lui. Mereu ocupați le fac altora servicii. Da, face totul pentru oricine, numai pentru el nu. Tânăra pereche se străduiește să plece în Scoția și el le dă bani de drum. Bani? Dar de unde le dă bani altora când n-are nici pentru el? E drept, bani n-are. Dar cum în viața lui n-a spus nu unei rugăminți, m-a trimis pe mine să împrumut de la un negustor din oraș și tot pe mine mă trimite cu ei în Scoția. În țara căsătorilor, frumoasă călătorie, Jarvis. Da, dar mireasa-i rămâne ăluia, iar eu mă aleg numai cu osteneala. Să vede că a intrat dracul mine în ultima vreme. M-am băgat în atâtea încurcături că numai un geniu ca mine mă mai poate scoate din ele. Înainte era mulțumit să-mi distribui posturile și pensiile pe spongi. Dar firaș al naibii, zilele astea am ajuns să împart toate slujbele de la curte. Ce rost are să te căiești pentru o minciună sau două ca să pui mâna pe o fată frumoasă cu avere și mai frumoasă când zilnic spui 1000 de minciuni pe gratis. Stai, Hanei Ud! Oare să-l fi scos domnișoara Richland de la popreală? Domnule Hanei Ud, mă bucur că te văd iarăși liber. Văd că intervențiile au avut efect. Da, am scăpat dintr-o nenorocire, domnule, dar ceea ce îmi face situația și mai neplăcută este că nu cunosc numele binefăcătorului meu. Cum? Nu cunoști prietenul care te-a putut servi? Nici măcar nu-mi dau seama cine poate fi. Păi caută-l. Am căutat, dar n-am putut afla decât că această persoană vrea să rămână ascunsă. Ești sigur de asta? Foarte sigur. N-ai visătiu dacă ai să o afli de la mine. Atunci nu te mai întreb nimic. Deci, prietenul meu tainic, binefăcătorul meu. Îți mulțumesc. Ești cel mai meritos dintre oameni. Te-am bănuit de la început, dar nu. Lasă-mă, te rog. Un om nu-și poate permite să aibă sentimente frumoase fără să facă paradă de ele. Cum pot răsplăti eu un asemenea prieten? Cel mai bun dintre oameni. Cum voi putea oare să-mi arăt recunoștința? Lasă, te rog, lasă. Lasă asta. Uite, din clipa asta ești prietenul meu, da? Mulțumesc. Ei bine, prietene, îți fac o mărturisire. Așa. Sunt îndrăgostit. Îndrăgostit? Da. Și eu te pot ajuta într-un fel? Mai bine ca oricare altul. Da? Dar cum? Pețind pe cineva în numele meu. Cu plăcere, cui trebuie să-i vorbesc în favoarea dumitale? Unei femei care te apreciază foarte mult, te asigur. Cine? Domnișoarei Richland. Domnișoarei Richland?
Da, iar mi-am plântat pumnalul în inimă până la plăsele. Dar nu nimic, nu nimic, voi îndura totuși chinul până când vei destăinui în numele meu toată povestea. E, între noi fie vorba, cred că și ea mă place. Da? Ei, nu sunt eu omul care să mă laud, dar cred că mă iubește. Serios? Da, 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 da. Dar știi cui cer să te ajute? Da, da, știu, sigur că știu. Da? Știu că dumneata ești prietenul ei și al meu. Bine. Asta mi-e de ajuns. Prin urmare, îți încredințez soarta inimii mele și nu mai adaug nimic. Nu, te rog, dar, te rog, nu te mai scuza, prietene. Nu, nu, nu. Rămânem înțeleși. Ce inimă deschisă și generoasă, ce minte nebănuitoare, nici nu se gândește măcar că o iubesc și eu. Și cu ce patimă arzătoare, dar a fost întotdeauna o patimă zadarnică, lipsită de orice speranță. Ce să fac? Dragostea, prietenia, o patimă fără speranță, un prieten de valoare. Dragostea doar m-a chinuit. Prietenul s-a ostenit să mă slujească. Datoria mea este să-mi înnăbuș patima scumpă și să pun totul în slujba prietenului. Și totuși să o văd pe ea alături de altul? Da, da, dar și să trădezi un prieten generos și încrezător e mai rău, e mult mai rău. Ce, aud voce, să mă retrag cât mai e vreme. Diamanta, ce ne-aș da să se fi sfârșit odată călătoria asta? Nici o veste de la Jervis? Cred că bătrânul ăla țâfnos întârzie anume ca să mă necăjească. Să lipsească o oră întreagă, deși nu avea de încasat decât o poliță. Aș pune gâtul, domnișoară Olivia, că domnul Leontin, care a avut de două ori mai multe treburi de făcut, pornește chiar acum de la hanul lui, așa că dumneavoastră rămâneți în urmă. Ești sigură că n-ai uitat nimic? Nici un capăt de la țăcuniță. Toate sunt aici. Și totuși, tare aș vrea să luați rochia albă cu argint pentru cununie. Dacă vă îmbrăcați altfel decât în alb, aduce noroc. N-are importanță, n-are, numai să plecăm odată din casa asta, că nu mai am răbdare. Domnișoară, uite, ce să uite, Verigheta. Ce trăgălașe e. Cred că mie nu mi-a venit nici pe degetul al meu. Și ce-aș fi să pun și o scufie? Cum poartă bărbații noaptea? Așa, iată pe Jervis. Oh, Jervis, ce bine că te-ai întors în sfârșit. Noi suntem gata de mult. Hai, hai să pornim, ce mai stai? Numai că nu vom putea merge până în Scoția. Cum? Dar ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că nu avem bani. Polița stăpânului meu nu face doi bani în oraș. Uite, eu pot da diamantei să-și facă moațe din ea. Dar nu fac niciun mod. Sunt distrusă. Dar cum a putut Haneiut să ne încurce atât de rău? Ce-i de făcut? Fără bani nu putem merge, nu-i așa? Să mergem în Scoția fără bani? Cum învață unii oameni geografia? Ce om josnic și nesincer a fost stăpânul dumitale să ne facă una ca asta? Da unde inima lui de aur? Vă rog foarte mult să nu-l bârfiți pe stăpânul meu. Nu pot suferi să aud vorbindu-l de rău pe altcineva decât pe mine. Da. Stați, nu vă neliniștiți. Am văzut că domnul Leontin a primit 40 de lire de la tatăl dumnealui chiar înainte de a pleca de acasă. Și nu cred să fi pornit încă de la Han, dacă îi scriem un bilețel. Putem mai prindem acolo. Bine te-ai gândit, Diamanta. Îi scriu îndată. Cum îmi tremură mâna. Diamanta, da. Mai bine scrie tu. Coniță, dar să știți că eu nu scriu prea elegant. Nimic. N-am fost niciodată prea isteață la învățătură. În sfârșit, ia să vedem. Să gândesc chiar eu răvaș, da, nu? Scrie ce vrei. Așa, domnișorului Cracker. Da. 20 de lire, Coniță? Da, da, da. 20. Deja sunt de ajuns. Domnului Cracker, da. La Hanul Talbot. Da. Să-i dea lungă. În mână. Expediția se duce dracului. Repede, trimiteți 20 de lire. Cupidon, domnișorul, dragoste, Coniță, închei cu Cupidon. Mie îmi place să închei cu ceva poetic, scrisorile de dragoste. Scrie ce vrei. Dar cum i-o trimitem? Cum i-o trimitem? Că n-am încredere în niciun servitor din casa asta. Coniță, valetul domnului Haneiut e nodat alături un om tare, simpatic și face orice pentru mine. Bețivul ăla! Dă-l în cură, că sigur face vreo încurcătură. Nu-i nimic, Diamanta! Zboară! Hei, Jervis! Acum nu mai e nimic care ne-ar putea face să zăbovim. Poți să-mi iei lucrurile și să le duci la Han. Hai, ce n-ai mâini, Jervis? Încetişor, domnișoară, încetişor.
Dumneavoastră credeți că lucrurile se pot face cât ai bate din palme, dar noi ăștia bătrâni înțelepți trebuie să fugim metodic. Bine, 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 bine. Dar să știi că dacă ar fi vorba să mai fac o asemenea nebunie... Pun gâtul că ați repetau și de 10 ori. Uite, să vă spun o poveste în legătură cu asta. O poveste când eu ard de nerăbdare să plec. E, atunci să o luăm din loc. Măcar că am uitat două lucruri fără de care nu trebuie să călătorim niciodată. O cutie de brice bune și o cutiuță cu praf de bărbierit. Dar nu face nimic, pentru că în scurt timp o să fim rași, tunși și frezați. Domnule Cervis, ticălosul de valent bețiv n-a făcut nici măcar 10 pași și a și scăpat scrisoarea din mână. Iar bătrânul Crocker a găsit-o și acum o citește în hol. Ce nenorocire, n-am dat de gol. A, nu-ți face griji, domnișoară, că n-are să înțeleagă nimic din ea. Îl aud venind, cred că e furios, nevoie mare. Păi să nu ne găsească aici. Diamanta, Diamanta scrie și trimite o scrisoare. Bine, bine, ce scrisoare, ce scrisoare, moarte și distrugere. Toate grozăviile văzduhului, focului și apelor s-au adăpostit asupra mea. Oare mie să-mi fie sortite numai conspirații, conflagrații, comploturi și alte combustibile? Iată o scrisoare incendiară aruncată la ușa mea. Domnule Crocker, aceste rânduri grăbite, adresa e destul de limpede, dar ortografia este incendiară. De cum vezi acest răvaș, lasă 20 de lire la Hanul Talbot până le cerem noi, că altfel se duce dracului dintr-o dată și expediția de mitare și te duci de mea ta. E limpede ca lumina zilei, auzi, ticăloșie. Dar ce-am făcut eu și biata mea familie ca să mă duc dracului? Ia ce scrie mai departe. Prin buzunarele noastre suflă vântul și ne trebuie bani. Excrocii, ne trimit la dracu pentru că lor le suflă vântul prin buzunare. Și mai departe. Nu aveți vreme de pierdut. Dacă nu vă grăbiți, ia foc coșmelia. Face moștri fără suflet. Vor să ne arunce casa în aer, să ne dea foc la toți. Ia, și grăbește-te, Cupidon, zeușorul dragostei, să te însoțească unde mergi. Păi sunt atât de speriat că nici nu mai știu unde mă aflu. Poate chiar în clipa asta calc pe chibrituri aprinse, pe pucioasă înfierbântată și pe butaie de praf de pușcă, se pregătea să mă arunce în aer. Nenorocire, crimă! Treziți-vă cu toții! O să ardem de vin patrule noastre! Treziți-vă cu toții! Treziți-vă! Moarte, incendiu, omor. O să ne ardă pe toți de vie înainte de revărsatul zorilor. Sper că nu, domnule. Ce importanță are ce sper dumneata când aici am în mână dovada? Oare nimic nu poate trezi familia asta la realitate? Hei, hei, Nicodemus! Scotociți toată casa, stingeți toate focurile, scoateți bombele de incendiu, curte cu tulumbele de la casă, în casele voi! Ce-o fi vrând să spună cu toate astea? Dar ce rost mai are să mă întreb când știu bine că ne alarmează astfel aproape în fiecare zi? Și oare de ce mi-o fi cerut drăguțul de Hollywood o întâlnire tainică? Ce intenții o fi având? Dar ce intenții o fi având inima mea de bate atât de tare? Pentru prima oară se arată ceva deosebit în purtarea lui. Ia, iată-l! Domnișoară, am îndrăznit să-și cer această întrevedere înainte de a părăsi orașul pentru a-mi îngădui să... Cum? Să... Părăsești orașul, domnul meu? Da, domnișoară, și poate chiar regatul. Am îndrăznit, credeam, adică vreau să cer favoarea acestei întrevedere pentru a-ți dezvălui ceva după îndemnul lungii noastre prietenii. Da, într-adevăr, ne cunoaștem de multă vreme, domnul meu. Îți aduci aminte la petrecerea la care ne-am cunoscut? Ce plăcere ți-a făcut să râzi de culoarea feței mele? Da, domnișoară, da, am îndrăznit să-ți reproșez sulemenelele, dar când te-ai înroșit mai târziu,
Ai convins pe toată lumea că ai culori naturale în obraj. Și totuși, dumneata, n-ai vrut decât să mă silești să-mi fac singură un compliment, așa cum e în firea dumitale blândă. Tot așa ai dansat în seara aceea cu cea mai stângace femeie din câte erau de față, pentru că ai văzut că nimeni altul nu o lua la dans. Da, și am fost răsplătit în seara următoare dansând cu cea mai frumoasă femeie pe care toți doreau să o invite, de aceea acum îndrăznesc să-și cer. Nu voi putea avea destulă putere să refuz vreo cerere a dumitale. Totuși, poate te pripești, gândește-te bine, domnul meu. Dar recunosc, într-adevăr, sunt pripit. Așa este, sunt pripit, dar întrucât pledez cauza cuiva care te iubește cu patima cea mai arzătoare și a cărui întreagă fericire ești dumneata. Mă tem, domnule, că nu voi putea niciodată să aflu despre cine e vorba dacă îl descrii în felul ăsta. Nu, atunci ori el este prea josnic de insist asupra pretențiilor lui, ori dumneata prea rușinoasă ca să le poți înțelege. Ei bine, ce să mă mai prefac neștiutoare? Recunosc, domnule, că de mult i-am devenit părtinitoare și acord preferința, deși el însuși nu pare să-și cunoască valoarea. Acum văd că l-a iubit întotdeauna. Ce fericite, prietenul meu, ca să se poată chema favoritul... Poftim cum? Prietenul dumitale, domnule? Da, ce prieten? Prietenul meu cel mai bun, domnul Lefty, domnișoară. El, domnule? Ele văd întruchiparea dorințelor dumitale cele mai fierbinți. Te rog, domnule, încetează cu asta, încetează. Să știi că eu îți văd tulburarea, domnișoară, și știu cum să o interpretez. Domnule Honeywood, văd că e deprisos să-mi aștept fericirea de la acela care nu știe să-și o administreze nici măcar pe ajutor. Dar vreau să... Iată, ce mai fi și asta? Am mărturisit că-l iubește și totuși a plecat supărată. Am făcut oare ceva ce nu trebuia? Nu cred că nu. Dar poate că nu trebuia să mă amestec. Cine știe, declarațiile de dragoste nu trebuie făcute prin avocați. Mă tem că prietenia m-a împins cam departe. Dragul meu, dorința ta supremă este să fiu nenorocită din această pricină. Dar de ce râzi, dragă? De ce râzi? Tragedia poate să înceapă dintr-o clipă în alta. Atunci să le dăm lora banii pe care îi cer și să terminăm odată. Cum să le dau banii? Banii mei? Dar ce drept au ei asupra banilor mei? Dar mă rog, ce drept ai tu asupra bunei mele dispoziții? Vă să zic că buna ta dispoziție mă sfătuiește să mă despart de banii mei? Da. Atunci prefer să mă despart de nevastă. Să vedem ce părere domnul Honeywood în această privință. Domnule, spune-mi, te rog, uite aici scrisoarea asta incendiară lăsată la ușa mea, o să te înghețe de spaimă. Și totuși, iubita mea de vasă, aici de față, poate, uite, râde. Da, râd. Și tot așa va face și domnul Honeywood. E cel mai bun mijloc de a scăpa de temeri. Nu știu, doamnă, dacă e cel mai bun, dar oricum râsul e un lucru foarte înțelept. Poate fi ceva mai absurd decât să ne lăsăm în voia oricărui ticălos care în stare să mâzgălească 10 vorbe într-o ortografie mizerabilă. Spune și dumneavoastră. Deci scrisoarea asta cere să lăsați 20 de linii la teșgheaua de la Hanu Telbo, da? Da. Dacă într-adevăr e o scrisoare incendiară, ce-ar fi, domnul meu, să mergem împreună acolo și când se va prezenta autorul acestor rânduri, ca să-și capete plata, să punem mâna pe el. Chiar așa se face, nu? Dragul meu prieten. Când intru eu pe ușă, dumneata te afli ascuns după teșghea și sărim amândoi asupra ticălosului. Da. Îi smulgem imediat o mărturisire și îl spânzurăm pe loc. Da. Nu, însă n-aș vrea să fim prea severi. Bunăvoința universală este prima lege a naturii. Asta e maxima mea. Sigur că da. Și bunăvoința universală îl va spânzura pe câinele ăsta, chiar de va avea tot atâtea capete cât va hitră. În sfârșit am ajuns cu bine la Han. Acum, dacă ar fi gata diligența. Că aici mănâncă ovăzul, dar cum nu de căsătoria lor e vorba, nu se grăbesc prea tare. Și apoi, dacă nu avem nicio știre de la domnul Leontin, nu ne mai rămâne decât o singură cale. Ce cale? Calea întoarsă. Odată ce am luat hotărârea să plec, nimic nu mă va face să renunț. Bine, mă duc afară să grăbesc puțin lucrurile. Bine. Și am să trec și pe la bar, să văd dacă ne-a lăsat cineva ceva. Uite-o pe hangiță, eu vă las. Ați dorit ceva, Coniță? Nu, doamnă. Văd că vă îndreptați spre Scoția, dar asta nu e treaba mea, dacă sunteți sau nu căsătorită. Eu nu întreb nimic.
Da, am avut o pereche foarte drăguță, tânără, care a plecat acum două zile în același loc. Dar eu nu mă căsătoresc cu domnul care a ieșit, vă asigur. E, poate că nu cu ăsta. Mă rog, nu-i treaba mea. Căsătoriile făcute în Scoția, se știe, doar rare, ori sunt fericite. N-am putut să rezista dorinței de a veni aici, să te văd cum pleci, deși asta ne expune primejdii de a fi descoperiți. Iustin, să știi că am dat de bucluc. Se pare că polița domnului Haneut, trimisă în oraș, a fost contestată. Dar să nu ne mai gândim la asta. Haidem, haidem că diligența trebuie să fie gata. Da, că nu! Să știți că e tare frig în drumul ăsta spre miază noapte. Am eu în casă o picătură de ravac de munte. Cum nu o să găsiți nicăieri. Un paharel o să vă alunge frigul din stomac. Ultima pe care a trecut pe aici. Da, una, că una asemenea ravac. Una asemenea ravac. În timp ce prietenul meu Haneut păzește la bar, eu trebuie să-mi arunc ochii să văd ce este pe aici. Sunt în stare să descoper orice rău făcător după înfățișare, pentru că oriunde face dracu un târg, nu uită să-și lase urmele. Dar cine e acolo? Fiul și fica mea? Dar ce naiba ori fi căutând aici? Vă spun, Corniță, că vă face bine. Nu știu eu prea bine ce vă trebuie când plecați spre nord. Noapte friguroasă. Sați, doamna, cum v-aș ruga să grăbiți pregătirea caii? Mă rog, cum vă rugi. Hei, Solomon! Michael! Da, Corniță! Hei, hai, 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 să dormi cu toții! Fiecare clipă de întâlnire sporește primejdia și mărește temerile. Nu poate fi nicio primejdie, dragă mea. Încrede-te în mine, dacă domnul Haneut a făcut întocmai cum l-am rugat și l-a ținut ocupat pe tata până scăpăm de primejdie, atunci nimic nu ne mai poate întrerupe călătoria. Dar nu mă îndoiesc de sinceritatea domnului Haneut. Mă tem însă de bănuielile tatălui tău care, iartă-mă, da, uneori capătă o înfățișare îngrozitoare. Da, cu ce înfățișare am, a? Nu vă place înfățișarea mea, vă să zică? A? Ce faceți aici? Plecați, nu? Și încotro! Parcă am auzit un strigăt, nu? Poate că prietenul meu Haneut l-a fi prins pe asasinul care vrea să ne dea foc. Cum, Haneut e afară? El m-a condus încoace. Văd că el are mai multă grijă de soarta mea decât propriul meu fiu. Atunci tata e un ticălos. Cum, măgarule, e un ticălos pentru că are grijă de tatăl său? Da, mă voi strădui să-l răsplătesc după cum merită. Nemernicule, dacă ai ști cu ce splendidă tristețe mi-a împărtășit grijile și mi-a arătat mijloacele de a descoperi dușmanii, l-a iubit la fel ca pe mine. Foc și furie l-au prins pe asasin. Au pus mâna pe ticălos. Aduceți-l încoace la mine, să-l vedem. Să-l învățăm să vrășească pentru crimele lui. Bă, dar ce e asta? Da. Jervis, Leontine, Olivia, și voi sunteți aici. Da. Și ce înseamnă toate astea? O să vă spun eu. Înseamnă că am fost un valet tâmpit. Și că dumneavoastră îmi sunteți stăpân, atâta tot. Ce încurcă, da, 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 domnul meu. Îmi dau seama că ți-ai ținut într-adevăr cuvântul față de mine. După atâta josnicie mă mir cum te mai poți încumeta să dai ochii cu un om căruia ai făcut atâta rău. Dar dragul meu, Leontin, cura! Niciun cuvânt! Acum te cunosc, domnule. Adică nici nu vrei. Te cunosc. Nici nu vrei să mă ascult. Unde e ticălosul? Uite-l. Îi se citește pe față că e sortit spânzurătorii. Haide, 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 câine. Mărturisește, mărturisește. Mii de dragi, domnule. Eu sunt ăla. Eu sunt vizitiu. Uite, pe ăla îl credeam noi ticălos. Dar se pare că e de-al dumneavoastră. Ce face? Domnule Cracker, toți de aici au fost induși în eroare. Nu, ba, dumneata ești în eroare. Pentru că aici e vorba de un complot infam și trebuie să-l dezvălui cu orice preț. Dar stai puțin și ascultă-mă. Cum vrei să-i ajut și pe ăștia? Nu vreau să ascult nimic. Dar de rog, domnișoară, dumneata, far cel puțin destul de calmă ca să asculti glasul rațiunii. Iartă-mă, dar nu am ce asculta. Domnule Gervis, dă-mi voie să-ți explic măcar ție. Ce rost, mă, explicați-le când lucrurile stau așa cum stau. Dar ce, nu vrea nimeni să mă asculte? S-a mai găsit vreodată o ceată de oameni atât de orbiți de patim și prejudecăți? Bunul meu prieten, măcar pe tine vreau să te asigur. Nu mă mai pot asigura, domnule, că nu mai pot fi sigur de nimic decât că am mâncat bătaie de pomană. Haide, haide, domnișoară, dacă mai sper să capeți îndurare sau iertare, spune-mi sincer tot ce știi în privința asta. Din nefericire, eu sunt cauza tuturor bănuirilor dumitale. Ai dinaintea ochilor o fată care prin prefăcătorie s-a introdus în familia dumitale ca să o trădeze
și care nu e fica dumitale. Nu e fica mea? Nu, nu e fica dumitale, ci o josnică prefăcută care, iubindu-l pe... Ce? Olivia? Olivia, ajută-l că leșina! Haideți să-l scoatem la aer! La aer, nu ia! A oricui o fi fata asta, nu vreau să mă ating de niciun fir de păr din capul ei, pentru că nu e fatălea. Da, acum văd toată povestea. Feciorul meu ori s-a căsătorit, ori e pe cale să se căsătorească cu această fată pe care mi-a adus-o în casă de psorță. Și totuși asta nu mă supără cât mă așteptam. Iată avantajul frământărilor dinaintea nenorocirilor când se abate năpasta. Nu o mai simți. Dar nu destul de mișoară că ne poate mai intenționează să fugă pe aici. Camerista mi-a spus că a venit la hanul ăsta și cum și eu știam că vrea să părăsească orașul. Dar ce văd? Domnule Crocker, cui datorăm această plăcere? Unui prost, după câte cred. Dar de ce ai venit? Ca să fac pe prost. În fața cui? În fața altora mai prost ca mine. Încearcă, te rog, să ne lămurești și pe noi. Domnul Haneut m-a adus aici ca să nu facă nimic, dar fiul meu e pe punctul de a sensura cu cineva care e aici. Așa că acum știți ce, dumneavoastră, câte știu și eu. Să se însoare cu cine? Cu fica mea. Dar cum e posibil așa ceva? Da, cu fica mea Olivia. Adică așa o credeam eu, dar ea nu era fata mea. A cui fată e, habar n-am, cum habar n-are luna de pe cer. Nu te mai frământa, că ți te pot lămuri eu. Deși nu mă cunoști, vei vedea că sunt prietenul familiei dumitale. Deocamdată ar fi de ajuns să te informez că în ceea ce privește atât familia cât și averea, tânăra domnișoară e cel puțin egală fiului dumitale. Oh. Fiind lăsată de tatăl ei, Sir James Woodville. Sir James Woodville? Care? Acela din vestul țării? Exact. Oh. Fiind lăsată de el, precum spuneam, în grija unui ticălos lacom de bani, care n-avea altfel decât să pună mâna pe averea ei, a fost trimisă în Franța, sub pretextul învățăturii. Și acolo s-au încercat tot felul de vicleșuguri ca să o ducă pe biata fată într-o mănăstire, contrar înclinațiilor ei. Despre toate astea am aflat când am sosit la Paris. Întrucât fusesem prieten cu tatăl ei, am făcut tot ce am putut ca să zădărnicesc planurile josnice ale tutorelui și să o scap de sub autoritatea lui. Atunci a intervenit cu o violență admirabilă fiul dumitale și i-a dat ei libertatea, iar dumitale onoră. Nora vreau să-mi o aleg chiar eu, domnul meu. O tânără a cărei avere prin intervenția mea pe lângă cei care au influență să fie dublă, așa cum merită fiul meu. Îl cunoașteți pe domnul Lefty? Îl știu foarte bine și mai știu că vă trage pe toți pe sfoară. Hai alături să te lămurești. Încăpățânatul ăsta de Leontin nu mă mai slăbește cu insultele. Disprețuit de toți, încep să mă socot și eu vreg de dispreț. Cât de mult am izbutit să mă cobor tocmai din dorința asta nesăbuită de a le face tuturor pe plac. M-am dat peste cap prostește pentru a-l ajuta și pe ultimul prostovan. Dar toate astea s-au sfârșit. Gata. E adevărat, domnule Haneut, că pleci fără să ți-ai rămas bun de la prieteni? Merge vorba că părăsește Anglia. Da, e adevărat. Și deși sunt atât de nefericit că mi-am atras supărarea dumitale, totuși sunt mulțumit că te las fericit în brațele unuia care te iubește și îți merită dragoste. Da, și ești sigur, domnul meu, că gentlemanul de care vorbești e chiar așa cum îl descrii? Da, ferește, întrucât m-a servit și pe mine. Merită fericirea și stă în puterea dumitale să-i oferi. Uite-l și pe domnul Lefty. Domnișoară, afacerea dumitale de trezorerie se rezolvă curând, dacă va cădea în mâinile cui trebuie. Da, a căzut în mâinile dumitale? Domnișoară, ca să nu te mai țin în emoții, am să spun că lucrul este ca și făcut. Am primit chiar acum asigurări de la Lordul Nevercut că cererea a fost examinată și a fost găsită acceptabilă. Dar Lordul Nevercut e de 10 zile la Newmarket. Serios? Da. Atunci Sir Gilbert Hughes trebuie să fie înșelat îngrozitor, pentru că el mi-a spus asta. Da? Era să-ți spune când e plecat de o lună la țară cu familia.
De o lună? Da. Da, 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 așa trebuie să fie, fără îndoială. Scrisoarea lui Sir Gilbert mi-a venit într-adevăr de la Newark, așa că acolo l-a întâlnit probabil pe Lordul Nevercut. Am scrisoarea la mine, ce-o citesc îndată. Da, poftim. Da, asta e de la magistratul Paoli din Corsica, asta este de la contele Poniatowski, actualul rege al Poloniei. Da, da, da. Așa, vai, ce băiat de zahăr e Poniatowski ăsta, dacă ar ști, e un băiat aviat. Domnule, dacă nu i-ai înmânat încă scrisoarea lui Sir William Honeywood, poți să mi-o dai înapoi, pentru că treaba se rezolvă și fără ajutorul. I-am înmânat-o, domnule. Da? După ce am așteptat câteva vreme în anticameră, mi s-a spus că Sir William Honeywood, da? Nu cunoaște nicio persoană cu numele Lefty. Cum? Și că, fără îndoială, sunt victima unei înșelătorii. Bravo! Hai, bună, bună, bună de tot! Băi, în momentul acela eu mă aflam chiar acolo, în casă. Da? Da! Chiar eu mi-am trimis răspuns la propria mea scrisoare. Cam greu de crezut câte vreme Sir William Honeywood... Da? Sunt chiar eu. Extraordinar. Unchiul meu. E bine, domnule Cocker. Sper că acum îți dai seama cât de puțin a fost acest domn în stare să te slujească și cât de puțin are de așteptat domnișoara Richland de la influența lui. Unde e bărbatul meu? Aici, drag. Jervis aici de față mi-a spus toată povestea. Știi, dragul meu, că și noi ne-am căsătorit fără voie și n-am avut niciodată motive să ne căim. Ce n-aș da să pot spune și eu la fel. O, dar acest gentleman, Sir William Honeywood, ți-a luat-o înainte, obținând iertarea pentru lui. Așa că, dacă cei doi zănateci au de gând să se căsătorească, îi putem noi unii chiar aici, ca să nu se mai risipească banii cu o călătorie până în Scoția. Oh, ce binecuvântare neașteptată! Ce putem să spunem în fața unei bunătăți atât de mari? Cel mai bun răspuns va fi ascultarea noastră pe viitor. Cât despre acest gentleman căruia-i datorez... Iată-mă, tinere, că-ți întrerup mulțumirile. Ne poate? Vine mai aproape. Ești surprins că mă vezi, dar trebuie să știi că numai dorința de a-ți îndrepta nebuniile m-a adus încoace. Te-am urmărit din umbră și am văzut cum bunăvoința ta nu era altceva decât slăbiciune, iar prietenia ta nu era decât creduritate. Farmecul, talentul și învățătura ta nu slujeau la altceva decât să dea mai multă strălucire greșelilor și să-ți sporească încurcăturile. Nu mă certa, unchiule, și așa m-am hotărât să părăsesc pentru totdeauna un loc unde m-am făcut de bunăvoie sclavul tuturor. Știu că îți datorez mult, cum la fel de mult m-a îndatorat și acest domn Lefty. Nu ne poate, nu. Ai fost îndatorat de un prieten mult mai bun și mai blând. De domnișoara Richland. Dacă ea ar vrea să ne mărească bucuria luând de bărbat pe acela pe care l-a cinstit cu prietenia ei, atunci aș uita de toate și aș fi cum nu se poate mai mulțumit. După toate cele întâmplate, ar fi o prefăcătorie să pretind că sunt indiferentă. Da. Da, voi recunoaște un sentiment care, după câte văd, a fost mai mult decât o prietenie. Și dacă rugămintea mea nu-i poate schimba hotărârea de a părăsi Anglia, poate mâna mea, pe care i-o ofer din toată inima, va avea puterea de a le opri. A meritat oare toate astea? O clipă ca asta răsplătește cu vârf și îndesat un veac de așteptări și rătăciri. De aici încolo, nepoate, învață să te respecti pe tine însuți. Cel care nu caută decât aplauze de la alții, își lasă toată fericirea în seama lor. Da, unchiule, acum mi-apar clar toate greșelile. De azi înainte mă voi strădui să-mi rezerv mila pentru adevăratele nenorociri, prietenia pentru adevăratele merite și dragostea pentru cea care m-a învățat pentru prima dată ce înseamnă fericirea. Ați ascultat O inimă de aur de Oliver Goldsmith. Adaptare radiofonică de Nicoleta Toia.
Distribuția a fost următoarea: Honeywood, Virgil Ogășanu; domnul Crocker, Mircea Albulescu; doamna Crocker, Dorina Lazar; Sir William, Ion Pavlescu; domnișoara Richland, Mirela Gorea; Olivia, Diana Lupescu; Lefty, Cornel Vulpe; Jervis, Corrado Negreanu; Leontin, Răzvan Ionescu; Diamanta, Ruxandra Sireteanu; valetul, Ion Punea; portărelul, Ion Angel. În alte roluri: Virginia Rogin, Teodor Daneti, Sergiu Demetriad, Nicolae Călugărița, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Iuliana Grumeza și Ioana Teodorescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.